Este evident că îl sprijin pe Victor Ponta. Aș vrea să vă spun că a fost premierul cel mai bun și în continuare probabil va fi cel mai bun. Și să vă dau câteva detalii, ca urmare a vizitelor făcute la Buzău și ca urmare a faptului că am discutat de foarte multe ori la București pe tema proiectelor, nici nu mă gândesc ca guvernarea să nu continue cu Victor Ponta președinte. Este foarte important ca relația dintre Parlament, Guvern și președinte să funcționeze foarte bine, lucru care nu s-a întâmplat până în momentul de față. Iar vis-a-vis de Victor Ponta, dar îl susțin fără niciun fel de problemă, în condițiile în care am văzut că unii lideri din teritoriul Partidului Social Democrat au început să conteste, ba să ieșim de la guvernare, ba că nu e bun ăla, ba că nu e bun, aș vrea să vă spun că cei care nu sunt buni, în primul rând, sunt ei, pentru că au luat niște scoruri foarte proaste pentru Victor Ponta și cred că ei ar trebui să facă un pas în spate. Eu cred că va fi un președinte bun al românilor, cred că până la urmă, dacă încrederea populației s-a îndreptat către dumnealui, înseamnă că asta va trebui să facă, să fie un președinte bun, un președinte în care românii sunt egali, adică un președinte care să conducă o Românie în care românii sunt egali, să nu existe românii din Ardeal cu românii din Țara Românească și cu românii din Moldova, trebuie să fie un președinte al tuturor românilor și un președinte care să asigure echilibrul țării. Cred că și în sine, pentru că poporul este suveran, eu cred că ei și-au votat președintele. Majoritatea câștigă în orice democrație civilizată și ca urmare toată lumea, începând cu Victor Ponta, l-am felicitat pe Klaus Iohannis pentru faptul că va ajunge președinte în urma scrutinului desfășurat pe data de 16 noiembrie. Dar, încă o dată fac referire, cetățenii cred că l-au votat în mod special pe președintele țării, nefăcând o legătură neapărată cu partidele. Poate că anumite organizații ale partidelor trebuiau totuși să aducă la cunoștința publică mult mai, să spun, mult mai aproape de cetățeni ce a făcut Victor Ponta pentru această țară. Pentru că, dacă este să vorbim cinstit, până una alta, Klaus Iohannis n-a făcut nimic, decât că i-a luat locul lui Crin Antonescu. Dar faptul că trebuia să aducă la cunoștință că situația legată de pensii, situația legată de salarii, situația legată, încă o dată mă repet, la proiectele care în momentul de față au intrat în funcțiune și se desfășoară fără niciun fel de problemă. Eu cred că până la urmă bunăstarea cetățenilor se vede în mod deosebit în faptul cum trăiesc. În momentul în care infrastructura e bine pusă la punct, în momentul în care școlile sunt bine puse la punct, în momentul în care sistemul de sănătate funcționează. Eu le mulțumesc și buzoienilor că au ieșit la vot într-un număr atât de mare și aș vrea să-i asigur că, până la urmă, cel mai important lucru în România este ca un președinte de țară să asigure bunăstarea cetățenilor ei. Cred că, sau sper, ca Klaus Iohannis să se achite cu brio de această obligație.